Antreprenorii sunt coloana vertebrală a oricărei economii. România are nevoie de voi, are nevoie de engagementul ăsta, de curajul de a face un pas înainte, de a dori să fiți voi pe picioarele voastre. Pentru că ce îl motivează pe un antreprenor să fie antreprenor? Pe un tânăr să fie antreprenor? Să nu fie angajat, să poată să aibă banii lui, să poată să-și pună ideile lui în aplicare. Ceea ce este fabulos. Fabulos. Și noi la Romanian Business Leaders avem această viziune de a pune umărul să construim o Românie în care voi și copiii voștri să fiți mândri să trăiască. Și încet, încet o construim. Avem un studiu, se numește Pulsez, și am să o rog pe Cristina și pe Daniela, pe care le felicit din toată inima că au această inițiativă de a vă aduna aici, de a crește, cum să spun eu, această promovare a ideii că este bine să ai curaj să fii antreprenor. Pe vremea mea, să fii antreprenor era o rușine. Toți părinții noștri, ai mei, Dragoș, ia și tu o slujbă undeva serios, undeva într-un service auto, să fii și tu angajat undeva, să iei un salariu în fiecare lună, nu să fii bișnițar. Ăsta era, să zic, denumirea, nickname-ul unui antreprenor. Astăzi, și asta am analizat în studiu Pulsez, pe care îl facem la Vreau să fiu antreprenor, unul din proiectele Romanian Business Leaders, 66% din tinerii până 24 de ani își doresc să fie antreprenori. Și 16% dintre voi își doresc să fie antreprenori anul viitor. Adică este extraordinar. Faptul că voi aveți încredere în a putea fi independent, în a spune ideea ta în practică, este extraordinar și vă încurajez să faceți asta. Și îmi vine întotdeauna în minte cum am plecat eu. De la nimic, 0000. De la vândut ziare, de la avea un chioșc în etapa a treia deja, de a avea o tarabă și după tarabă am ajuns la chioșc și după chioșc am învățat de la companie, pentru că sistemul de educație este foarte important. Și sistemul clasic de educație, să-l denumesc așa, liceu, facultate și așa mai departe. Dar cel mai eficient sistem de educație este cel de la companiile progresiste. Campionii din domeniul în care voi vreți să activați. Acolo este important să ajungeți, de la ei este important să învățați. Pentru că învățatul, educația, atât cea de bază, cu noțiunile de bază economice pe care le învățați din cărți, dar completată cu experiența campionilor din domeniul pe care voi îl alegeți, în care aveți pasiune să vă porniți afacerea voastră, vă poate da cea mai mare șansă să reușiți. Pentru că viața de antreprenor este excepțională, ești zeu acolo când tu decizi, acolo când tu îți construiești echipele, acolo când tu obții cu proiectele tale succes, dar unul din 10 dintre cei care încearcă reușesc. Și atunci, ca să fii tu ăla unul din 10, este important să fii pregătit. Și pentru asta trebuie să fii curios. Curiozitatea este sinonimul inteligenței. Să fii curios, să înveți și din cărți, dar și din cei din jurul tău. Așadar, aștept să vă văd astăzi și mă bucur că sunt aici alături de voi. Nu vă va fi ușor, dar sper să rămâneți cu ceva bun după ziua de astăzi.